Bun, salutare tuturor, numele meu este Diet și astăzi ne găsim cel mai probabil am pierdut numărătoarea, dar cred că este episodul cu numărul 30 din frumoasa noastră carieră, băieți, cu petrolul ploiești. În episodul trecut am avut parte, din păcate, de o înfrângere de nou cu Frankfurt, am avut până acum în Europa League două înfrângeri cu această echipă, am scos o victorie norocoasă și un egal cu Galatasaray, unde am dat un comeback, la fel, comeback Blanau în episodul trecut alături de o înfrângere neașteptată, noi am dat un comeback, ne-am luat și un comeback, iar acum, băieți, urmează o perioadă destul de semi încărcată lăsăm aici echipe random și cu Universitatea Crăva și cu Poli după care trebuie să lăsăm echipa de rezervi cu Botoșaniu ca să ne axăm clar cu Salzburg și să sperăm cumva să încurc echipele ca să prindem acolo locul 1. Ca în episodul trecut am explicat, dar cine știe cum poate este acolo un omuleț care ne-a până la final, sau poate nu să o grăbit și nu am mai văzut episodul. În teorie, noi dacă scoatem un egal cu Salzburg, suntem eliminați. Și ne trebuie neapărat, neapărat victoria ca să trecem. Adică nu contează ce fac celelalte echipe, dacă scot egal, victorii se încurc, nu știu ce, fantastic. Bine, dacă cel galata cu Frankfurt scot un egal, băi, perfect că trecem pe locul 1. Dar dacă câștig una dintre ele, dar noi câștigăm și noi, direct, locul 2, e bun, să trecem mai departe în primăvara europeană. Urmează acum meci cu o Craiovita și dacă dăm în jos e chiar Craiovita de pe locul 16, pe care cu Poli de pe locul 15, înseamnă că avem meci cu ultimele clasate în care lasa acolo o echipă să fie sănătoasă, să joace care ori vrea, Simulez direct din calendar să bage acolo echipă random 3 la 0 și nu putem vedea, dar dăm noi înapoi și un 3 la 0. Două scoruri de reprezentare, au jucat băieții care se informă, care e cei mai buni. Și urmează încă o lună de tinere talente, în care nu avem parte de tinere talente. E singurul care pot să spui că e așa că de cât e floca, dar e slăbuț și nu-mi place de el. Lăcătuș poate are un hash to be special, dar... OVR-ul ăla lasă de dorit și în rest băieții mega slabi. Am mai băgat rapid încă un băiat din ăia care am văzut că parcă, parcă avea ceva OVR. Floca, floca de 59 overe dar cred că un soi potin potential nici nu știm. Vedem aici că Pangrațiu care au făcut deja 56 UVR, din păcate nu are hash possessor special, clar, deci... A, dar nici vârsta nu are, nici 15 ani, nu știu dacă e mai bun pe poste. adică, bă, nu știu ce o să fie, hai să-l mai... Da, nici nu stiu ce să fac cu el. Matei lupul chiar, uite, are aproape 59 VR, dar potențialul destul de jos, hai că lui da un release. Iar cu Floca, tot un CDM, haide să sperăm, dacă are măcar și un great potential, măcar atâta să pe și el îl pune la defensiv acolo Sau nu, hai să punem și la viteză puțin care prea puțin 60 pace Dacă faci floca imediat 60 trecem la echipă ca să l împrumutăm Vedem floca cu mânecă lungă Pe cât Iosif așa la tricoaș, băiat tânăr ne anunță și jucătorii care sunt desemnați pentru a câștiga balonul de aur în 2022, n-am văzut în 2021 cine l-a câștigat, m-am uitat de curiozitate, n-am putut să văd dar nici nu este ceva ce mai interesează extrem de tare. Din păcate data diferă în FIFA, în Asol, nu e de dată pe 10, e diferă data. Dar dacă ne apare cine au o câștigat o balonul de aur, nu ne bucurăm. Un meci cu Botoșa o băgăm, echipa de rezerve Clarnit tot cu 74, schimbă radicale, nu mai vedem la jucători. Îi dăm foarte frumos un Quick Sim, cum zic de fiecare dată, un foarte frumos. Se pare că și Budescu și la cartoraș galben și Cărjașul la cartoraș galben. Reușe cumva paraschiv, dar te deci noi am jucat fără kindriș aproape 90 de minute, spunem tot cu prelungirile adăugate și din prima și din a doua deci cam 90 de minute. Dar toate aceștia n a reușit să-i batem. În momentul de față dacă ne vedem, da uite Alica se pare că era el puțin mai obozit, dar poate își revine. Sau dacă în cea mai rău caz jucăm cu un alt apărător Se pare că avem și un jucător de la Comuna Rece Care este ales jucătorul lunii noiembrie în Liga 1 din România Bă, ce are Comuna Rece în care era noastră? Că n-au, n-au ce jucători Cu deja simt că am emoții, băieți. Deja simt că am emoții Dual Store acolo, sponsorul principal la Comuna Recea. Salzburg cu 4 puncte, băieți, 4 puncte va fi un meci destul de dificil. Trebuie neapărat să de la primăvara europeană, că ăsta ne-a fost targetul. Era clar, am zis că nu se poate să nu prindem grupele Europa League. Vom avea băieți o super, o super echipă. 57 pace pentru David Luiz, sperăm să descurce acolo cât de cât. Se că jucătorii noștri s-au mai încălzit. Varela totuși cu 63 este mai bine. Cărjan va fi în locul lui Budescu, că îl vedem destul de obosit. După care, cred că o să-l ținem și pe Pereanu de acum. Gata, Perianu, cred că de acum va fi CDM-ul nostru de rezervă în locul lui Bordeanu. Și l-aș pune și pe Gulit, ca că, bă, cam așa voi intra probabil cu echipa. Vedem, rezervi 69, 69, 69, 69, 68, 74, 72. E curios totuși de ce se mai întâmplă și în campionat în Liga 1 din România. De ce mai interesa, suntem continuare pe locul 1. În, am simulat, a simulat, comuna rece a urcat, cumva am văzut rău. Pare băiesc că în primul nostru sezon în care am reușit acolo să ținem ștacheta destul de sus, să fim mereu sus, sus, sus. Așa vrea să facă și comuna rece în primul lor sezon în care se află în Liga 1 din România. Bă, Leipzig din România o putem numi pe, Recea. Mergem foarte frumos și la interviu să dăm acolo să spunem hai băieți, hai că puteți. Și okay, vedem băieți, Mohamed Salah este jucătorul care a reușit să câștige balonul de aur în bătălia cu Mane. Cum ar fi ca Mane băieți, Mane se ia locul numărul 2. Gen să fie, să aibă liverpool -ul cei mai buni jucători acolo top, cum au fost la da, Cemilia în momentul care l-au avut pe Gullit, și nu mai știu ce olandezi și stau acum pe limbă. Și băieți, urmează unul din cele mai, cele mai importante meciuri. Vedem acolo un Tony cu Ademi în atac, un meci, un meci destul, destul de dificil. Noi vedem și echipa noastră de plus 70 vere, vedem că Lica au făcut și a 70 vere, trebuie, trebuie să facem un meci extraordinar, băieți, dăm play. Legendary 4 minute, jucăm la 7 fără 5 ca de fiecare dată. Calificarea, calificarea spre primăvara europeană se joacă chiar pe stadionul Ilie Ioană cu un stadion arhi plin, băieți. Stadionul plin, îl vedem în prim plan și pe ADM cu Ivan, cu doi, doi, super atacanți cel puțin. Un mijloc foarte, foarte bun. Îl vedem aici pe Denis Politic, cel mai informă jucător de la noi, cel mai valoros jucător de Liga. Întâi băieți, Ajunge Mingea foarte frumos la Țicu Și Țicu așteaptă acolo pe Gabriel Zinio Gabriel Zinio Se duce acolo Gabriel Zinio Foarte liber este Și un șut simpluț Direct marcăm foarte rapid În minutul 7, Edjo marchează golul de 1 la 0 La noi acasă Reușește mărețul Nostru jucător Superbul nostru jucător Să marcheze al șaselea gol Băieți în Europa League Chiar la noi acasă și un gol, un gol care sperăm să fie mega, mega important. Se pare că marchează Frankfurtul, o să aibă cel mai probabil 1 la 0. La noi jucătorii totuși ofensiv, David Luiz fentat acolo, dar datorită fentei vedem că atacantul acestora au șutat destul de simpluți. Și au putut niță să o scoată cu legeritate, este David Luiz pe fază Nu lasă pe Ivan sperăm să nu scoată niciun penalti Bravo Avem bază și intre Mogoș La fel de bine Mogoș Bravo Bravo Foarte bine să nu pierde mingea O ține în joc acolo Fa Cât de aproape să intre Duce însă Lica Lica a fentat Un spațiu liber Și un lob acolo Un lob frumos pentru Ademi Peste toți băieții ADM marchează golul de 1 la 1 la România acasă, cum am și zis și în episodul în care am jucat prima oară cu ei, o moare și pe Instagram acolo frumos dragul României. Am de aici am ieșit puțin cu portarul, dar o dat-o perfect și peste cu o dat-o perfect și peste Niță. Cât de bine o marcat aici ADMI. Dar nu vine să cred, fix pe lângă barul lovit-o. Aaaa, ADMI, Karim, al patrulea gol în Europa League 1 la 1, băieți, victoria, victoria Ne trebuie neapărat, neapărat victoria Vedem chiar acum pe David Luiz Simpluț, cu Vasile Mogoș Vasile Mogoș, jucăm cal, băieți Hai că putem O pasă foarte bună și se duce mai în față Pentru Salifu, care Salifu nu este atât de bun La așu, dar reușește o super pasă Pentru Denis Drăguș iar uh, Eto cu un gol fantastic Cu portarul de rotat Din jos și a vrut să fac acolo jucătorul Îl vedem și pe Gabriel Zine acolo foarte sus Mai bucuros decât Eto Dar îți curios de pas Bă, da, ce pas ce reușit aici să Și Gabriel Zinio, Ăsta, Gabriel Zine nu ne-am văzut schema a Dar nu, e de fapt, total Eto să vedem pe Eto din întoarcere Cu călcâiu E, o pluti totuși Gabriel Zine pentru o secundă Aici vedem și faza hâț cu plutirea aia blană, dar reușește un călcăi, Edjo, un gol fantastic. 2 la 1 pentru noi băieți și ar trebui să mai dăm, mai dăm câteva goluri ca să fim siguri că ne distanțăm. David Luiz pe poziția de LB mai mult, dar îi ține acolo locul Vasile Mogoș foarte bine, sare bine la cap. Aici Moise, Moise, cu ultima lor fază, Moise îi trimite de direct lui Gabriel Zinio de trimite prea tare și se încheie prima parte de băieți cu scorul de 2 la 1 pentru petrolul plăiește că se pot întâmpla foarte mult, vedem acolo steagul lupilor Edjo cu dubla, marchează, reușit să marcheze a șaptelea gol deocamdată în Europa League, dar sperăm să marcheze și cu Ademi în prim plan. Ce ne interesează pe noi cel mai tare, o Frankfurt 2 la 0, nu cred că mai poate egala cumva la Galatasaray, dar măcar să sperăm băieți, măcar să sperăm dacă nu egalează, tot aia e. Se pare că deja se face prima schimbare mai ofensivă. Îl schimbă pe Ivan. Îl avem chiar pe Denis Drăguș. Denis Drăguș care trimite pasul lui Edjo. Eto care trimite lui Mini Neymar. Care bagă foarte frumos și un fines. Șeptarul echipei chiar aici. Gabriel Zinio, băieți, un finez foarte frumos. Ei, tu nu știe doar să marcheze, știe să dea și pase. Reușim spre bucuria noastră să marcăm imediat și un 3 la 1, un finez frumos, în plus, nu ne-am chinuit, dat o foarte tare. Gabriel Zinio cu al doilea gol în Europa League și bine că ne mai distanțăm puțin. Cap, totuși vedem pe Lica, Lica care reușește cumva să-l oprească dacă o scoate din coa. Aaa, ah, aproape un de era, era o poziție, Ata ah, nu era, nu era corect foarte bine. Intervenție foarte bună Și ADM ură urât din partea ta A intrat urât Cartonaj garbe direct pentru ADM -i. Dar e bine, poate intră mai frumos data viitoare Și nu o să mai fie atât de riscant Una pentru Moise direct Moise aproape Se pare că Frankfurt deja are 3 la 0 Vă zic eu scorul Și o pasă pentru Denis Drăguș Dar nu reușește de cumva Denis să poate oprește cumva, dar mai bine o lăsa. Mai bine o lăsa că am greșit-o aici. Mai bine era dacă era lăsată. Să sperăm că nu scapă ADM pe contraatac, dar are cartonaș galben și poate intră mai frumos. Hai David Luiz, dar tot Lica o scoate pe aceasta Bun, o dăm de frică, dar intervine Moise Gata, reprofilăm în câbă pe Moise Salifu, Salifu îi trimite lui Gabriel Zinio Să-l vedem și pe Gabriel Zinio Cum reușește aici Gabriel Zinio Ce figură frumoasă din braziliană Dacă tot o cheamă Inio Trebuia să cercăm și o schemă de asta îl vedem frumos, intervine bine, nu pierde mingea. Una aproape să fie una foarte bine dusă către Moise. Nu este offside, dar este corner. Și eu zic în momentul oportun să mă faci noi câteva schimbări, pentru că jucătorii noștri au obosit de tare. Gabriel Ziniu va ieși ca de fiecare dată, pe că o chiar atât de wow. Moise o foarte mult și va intra și Cărjan, iar în locul, nu știu dacă să-l țin, bă, cred că l-am scoate totuși pe David Luis o Lika mai este obosit, îl bag pe Gulit Va intra Gulit, Purvulescu și Cărjan Schimbările noastre Cel mai probabil știm că Frankfurt are 3 la 0 deja Mă gândesc că vom termina pe locul 2 David Luiz intervine acolo bine Să nu scoatem penalti dar Moise este pe fază Cătălin Cărjan îi trimite foarte bine Să vedem, încercăm un gol și cu Cătălin Cărjan. Nu Sfuge Cătălin Cătălin Curjan Gol 4 la 1 De aia l-am băgat aici băieți Direct din Premier League Direct de la Arsenal Cătălin Cârjan La fel ca măreața noastră carieră de jucători Care am făcut-o cu el Reușim să marcăm un gol fantastic Cârjan Care cel mai probabil are exact primul lui gol în Europa League Băieți Este aproape ca și făcut Locul 2 spre bucuria noastră Avem parte de locul 2 și pe Denis Drăguș de data aceasta, Denis Drăguș, Denis Drăguș îl vede de nou pe Cătălin Cărjan, Cătălin Cărjan fuge și trimite acolo o centrare, fugea de Emi, dar pe lângă poartă, bine cum mai avem ocazii, totuși jucătorul acestora este foarte liber, Davidul, David Luiz intră binișor, după care Niță îi spinge în bară și o scoate din nou, Ultimul nostru contraatac cel mai probabil David Luiz, pardon, Pârfulescu îi trimite acolo cumva Dar se încheie băieți 4 la 1 Victorie categorică Garantat băieți, garantat 100%, la 100. Am terminat pe locul 2 în grupa din Europa League Am avut și noroc Dacă nu mă pe ei, am bătut cred că prima oară cu 3 la 2 Tot capitanul lor în prim plan, nu de care o marca pentru ei sau un jucător de nostru Frate, acolo bucuria pentru calificarea în primăvară vară, băieți. În prima europeană, nici se pare că nu nou avut un singur save. Ed numai numărul 10. Am avut 5 șuturi în care 4 pe poartă. Ultimul șut nu a fost pe poartă la... Când am avut ratarea cu Ed dar am cu în rest în meciul acesta a fost una impecabilă. Am avut... Am avut de fiecare dată când am reușit să șutăm, am și marcat un aproape 5 milioane, aproape 5 milioane care au trecut mai departe. Bine, din aceste nu cred că o să primim și măcar vreo două în sezonul următor pentru transferuri. dacă vrem să vedem oficial, PC, Petrolul, Proiești, trece mai departe, băieți, 10 puncte, 3 victorii, un egal și două înfrângeri. Am înfrângeri din păcate cu Frankfurt, un egal cu Galatasaray dar reușim, pupăm, pupăm primăvara europeană. Haideți să vedem cu cine putem pica. În realitate, sincer, sunt zistul de mari să picăm, cred cu o echipă de prin Champions League, care o terminat pe locul 2. Păi băieți, mai departe, avem posibilitatea de a pica cu Lazio și Celtic, cu Manchester United și Lille. Putem pica, poate, cu Gladbach sau Olympiacos. Putem pica cu Real Sociedad și Napoli. Mai în față vedem un Leicester cu Feyenoord un Fiorentina și Rangers nu o trecut mai departe. Mă gândeam că poate una din aceste două. Se pare că Monaco cu Rosenberg, mă gândesc că se pronunță, nu știu din ce țară echipa aia. Mi-am dat așa nume mai mult a Australia sau Elveția, ceva cu dar nu știu echipa. După care avem un Royal care este din Belgia cu Leverkusen, cu au reușit surpriza. APGSB din păcate au reușit doar un sigur egal. Gent și Porto trec mai departe. Arsenal și Sporting, Sevilla cu Braga, Valencia cu Basel și din Champions League putem pica cu un Red Bull Leipzig, poate nu picăm cu Leipzig, poate picăm cu un PSV, Benfica, cu Ulsburg, o acolo să avem cu Banci, echipa la Banci, o Cu Spartak, Moscova, un club brugi, mă gândesc, Vila Real și cam atâta. Dacă stăm să ne uităm, sincer să fiu, cu cine aș putea să pic din toate aceste echipe? Bă, Royalul, dacă aș pica, da e pe locul de la fel ca noi. Basel poate, nu știu cu cine mi-ar fi convenabil, aș cerca, poate un Sporting, dar o să mă rup. N-am așa o echipă care chiar aș vrea să pic. Poate un Olympiacos care ar fi interesant, un Celtic ar fi interesat, așa, știi tu, cum s-a întâlnit cu CFR Clujul, așa să întâlnească și cu noi. Iar de aici un PSV, Benfica, sigur. OM, mi-ar plăcea un OM, un Moscova. Dar nu, o să fie o perioadă destul de dificilă pentru noi băieți. În acest episod urmează să ajungem până pe 1 ianuarie, unde o să și vedem cu cine am picat mai departe. am avut parte băieți de un meci foarte, foarte dificil. O ofertă să antrenăm Bolivia, o să accept asta în orice moment a vieții mele. Chiar ăsta era visul meu de mic să antrenez Bolivia. Astra George totuși se află destul de sus în clasament pe locul 4, dar haideți să o noi puțin puțin mai jos, reușind un 1 la 0 doar. Gabriel Zinio reușește golul victoriei. Gabriel Zinio pe care l-am și lăudat a reușit și schemi frumoase că vedem că a ajuns la potențialul lui maxim și anume de 75 unde a făcut 5 steli, 5 stele băiți. Are 90 la viteză, 75 vere, un transfer gratuit foarte foarte mișto, părerea mea. În episodul următor ar trebui să ne chinuim să mai vedem dacă mai putem lua pe cineva liber de contract, să mai ducem pe cineva, poate din uh, perioada următoare. Avem acum o partidă destul de lejeră cu Academica Crânceni, care îi pe loc de baraj. Cărjan, 70 OVR, a fost singura chestie pe care am văzut dar cu toate acestea Moise și Paraschiv reușesc uh, să marcheze. Și urmează acum băieți meci cu o echipă care s-a făcut tot în josul clasamentului, dar aș băga cea mai bună echipă, pentru că băieții sunt liberi, doar că aș face mică modificare. Mai bag aici amuniță, hai poate mai bag un gulit să fie treaba frumoasă, un cărjan, un perianu dacă tot, dar nu dacă schimb așa frumos, băgăm și noi acolo câțiva jucători, îi dăm imediat un quick sim și scoatem o înfrângere. Tamas, la ei Tamas, bine, au avut și jucători accidentați, n-am pierdut cu șepsi. Cu cea mai bună echipă care am putut să o trimitem în teren. Jucătorul acestora, Argen... Vedem că a primit deja și oferta, Urugheanul nostru are 79 vele, dar are o poză de 10, care are 13 ani. Uh, unul din jucătorii care se au bă, acesta va fi poate un uh, tânăr, uh, jucător cu potențial, uite, vedem de la acestea Steaua din Liga 3-a, Hai că 50 vrei, am inteles mari jucător cu potențial. Vedem aici și pe diezul nostru suparat, evident că am pierdut cu sepsie și am pierdut și locul 1. Se pare universitatea care va la greu, de beaștena să si și cu ei. Dar avem și mici, mici probleme. Urmează că de curând să ajunge până pe data de 1. Data de 1 ianuarie 2023, unde dăm foarte frumos din calendar băieți. Asta ne interesează, suntem pe data de 1. Ne oprim chiar aici în 2023, nu vom mai continua. Și ne mai rămâne să facem doar câteva lucruri foarte importante. Mi pare că nu s-au restat meciurile. Avem totuși un super jucător aici, Florea, care deja valorează 3,4 milioane. Bă, dacă în sfârșit mi-a venit jucătorul meu, hei, poți să special, sunt fericit. Paverescu, Mega Slab, Iorgo Galnicianu, nici nu vreau să aud. Răducanu, mai n-are rost să-l păstrăm. Dacă mai în sfârșit, băieți, vedem dacă ne au adus moș Crăciun ceva drăguțel. Mai ales că imediat tre acum au trecut și Crăciunul. Fiind, uh, în ianuarie, ce să vedem? Florea, mijlocaș, poate și ca și cam. Are probabil Hes, poate to l special. Boris, Florea, Boris. Vreau să văd care-i treaba cu tine, Borisule. Dacă, dacă Ești un jucător fantastic, Carjan poți să spui adio de la echipă Boris, Hes potential to be special băieți În sfârșit avem și noi un super jucător ca mă Boris, Florea, irrelevant ce tricou vom da în momentul de față Vom da tricoul cu numărul 20 Doamne, has potential to be special dar amenă zero. eu zic băieți, ne axăm direct să-l punem în primul și în primul rând, vedem că învață foarte rapid, îl punem să joace că a mă, după care vedem, vedem pe unde îl mai antrenăm, pe mai punem, Constantinescu a plecat și el împrumut, avem câțiva jucători, avem 4 jucători, ba nu, 5 jucători în care Mitraeș Constantinescu se pare că a plecat la echipa de la care vine, Gabriel Zinio și bine că l pe Constantinescu, că așa avem acum loc unde să-l ținem titular, măcar la echipa de rezerve. E mărețul nostru jucător nu știu cum să zic, Florea sau Boboris, trebuie să țin minte numele, Boris. la prima vedere, dacă stăm să ne uităm așa puțin la el, 5 cu 10, nu pare cine știe, nu pare mega înalt, dar bă, sperăm că facem o treabă bună cu el, sperăm că vați i imediat puțin de camă, adică, îi dreptaci. Bă, o să pare, pare la prima vedere un jucător interesant. Iar dacă îi verificăm și pe ceilalți, vedem aici un jucător de 59 VR, care mai are puțin și face 60 pe care îl mai avem și pe o asta, cât are, are un pixel acolo de bea, nici nu putem să vedem potențialul. că R, W, nici nu cred că e atât de bună poziția de winger pentru el, dar hai să o lăsăm așa. Dar chiar uite, des mega slăbănogi, uite, acum am observat. Perjan, vei jucat-o clar R, -W de acum și că am aici de bază de intri Florea, 66, deja o duce bine Puștachiu, bravo, bravo lui. La prima vedere, dacă facem și o comparație între Cărjan și Florea, Cărjan pare mai bun, sincer să fiu, deci Cărjan rămâne cam un nostru de rezervă în meciurile importante. Și tot ce m a rămas de făcut, băieți, în acest episod, tot ce a rămas de făcut, este să intrăm chiar aici. Voi da, mă voi întoarce la Europa League, fără să mă uit. și mega important, fără să știți și voi. Azi, sper că suntem chiar la ultima urnă. Spartac, Moscova, băieți. Leverkusen, Braga PSG Leicester o trecăm mai departe După care Napoli, te a scăpat de Napoli OM cu Frankfurt Arsenal un Feynord, cu Feyenoord Olympiacos cu Real. Dacă înainte Vedem un Leipzig cu Lazio, bine că am scăpat de Leipzig Benfica, Sevilla uh, Sporting cu Sociedad Royal cu Wolfsburg Și sincer, mai sunt câteva echipe puternice Care au mai rămas Dar dacă verificăm acum AS Monaco Mă gândeam și la Lil și la Manchester United, și la Porto, și la Valencia, de Gladbach. Am uitat de unde vine Monaco. Și uitat Monaco, da, tea. Grupa aia puternică, băieți, în care chiar au dominat. Au bătut, au distrus Rangers, au bătut și Fiorentina. N-a picat deloc bine. Petrolul cu Monaco era aici mai departe, Atletico de Madrid cu Liverpool, Dortmund, Barcelona, Juventus, Spurs, Milan, Real Madrid și ASE, Roma Bayern. Locomotiv, Moscova destul de departe cu PSG, Inter cu Chelsea și Lyon cu Manchester City. Păi băieți, sper că v-a plăcut foarte mult acest episod. Totuși o parte bună, parte rea, partea bună băieți că am trecut în primăvara europeană, partea nasoală e că am picat cu echipă destul de grea și nici prea am avut posibilități. Macar, macar de aveam posibilități, dar oricum era o perioadă destul de greuță. Urmează, băieți, o perioadă mega, mega încărcată. Păi, băieți, în episodul următor, nu știu dacă o să ne întărim echipa, n-am făcut niciun transfer, trebuie să refacem bugetele jucătorilor, trebuie să vedem ce jucători se vor retrage de la noi, poate vom mai lua un jucător liber de contract, poate mai vedem ce mai facem, poate mai aducem, poate mai întoarcem un anumit jucător. Mircea se pare că a reușit să crească 5 puncte în OVR, Mircea, Mircea a ajuns la 56, Eminescu a ajuns la 65, la fel și Florea, Mitrea n-a crescut absolut deloc și iar Constantinescu de bea a plecat. Danase a scăzut 3 puncte, din Oerea a scăzut 3 puncte, Sin a crescut în schimb, Florea vede Danase, sperăm să facă o treabă foarte, foarte bună. Nu uitați că dacă vă place să se și vezi, vedeți episoade din continuare din această fantastică carieră. Nu uitați să susțineți acest episod cu un like și neapărat să vă abonați cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Pe băieți, numele meu este Dides, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!